Mandat, V-ați o să dat cu fac prestație. părerea despre Boboc? Că poate domnul prefect Ciocan a început acum foarte rău și pe sfârșitul mandatului ne va fi foarte bun și da, atunci da, facem... Da. Noi asta și credem va că fi asta magic. Vrea. Facem o medie. Cine dorește să-mi fie contracandidat, va fi și... Domnul Boboc dorește. Eu cred că singurul contracandidat al meu sunt eu, prin ceea ce am promis oamenilor și cetățenilor. Eu dacă mă țin de agenda pe care am promis-o în anul 2020 cetățenilor și fac toate lucrurile pe care le-am promis, eu cred că lucrurile sunt în parametri normali. Ba din potrivă, dacă vin și cu plus valoare cu alte proiecte, asta trebuie să demonstrăm oamenilor, că de asta ne votează. Nu ne votează că suntem frumoși, deștepți sau alte. Oamenii vor fapte, vor lucruri. Și noi ne-am lămurit cu opinia dumneavoastră despre domnul prefect. Nu, dar vreți dumneavoastră să fac niște declarații ca să... Da, da, vă provocăm, nu știți cum e presa, doar v-a zis domnul Ciocan, bagă bățul prin gard ca să provoace și să vă bage cuvinte în gură. Și a servită, n-aveți de unde să știți cine ne-a pus pe noi să vă întrebăm acum. Am fost toți plătiți. Am avut, cred că, două, trei întâlniri, discuții și pe parte de buget referitoare cu împărțirea sumelor și pe localități și am explicat modalitatea de calcul, formula de calcul. Și a spus că o să-și ia anumite informații și de la, de la finanțe. Mi-a spus că am împărțit ca de fiecare dată, chiar dacă am declarat că sunt eu marele opozant al PNL-ului, ci am împărțit sumele în mod egal pe formulă și în funcție de excedentul bugetar care există în momentul de față în conturile tuturor UAT-urilor, a înțeles lucrurile... Așa părea? Înțeles, da. Păi nu, am explicat frumos cu pixul mână, exact. Cu schia sau cu schema? Ia desenat, mă. Nu, am și scris pe o hârtie schema, n-am desenat, dar i-am spus modul de calcul și i-am și cu calculatorul în față, am făcut și două, trei exemple.